În perioada 29 noiembrie-1 decembrie 2019, cu ocazia Zilei Naționale a României, MADR își deschide porțile pentru a găzdui o expoziție cu vânzare de produse agroalimentare românești. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, va fi gazda evenimentului și cu această ocazie va amâna documentele pentru Registrul Denumirilor de Origine Protejate, care mai cuprinde încă două produse românești recent recunoscute de Bruxelles, cârnați de pleșcoi și telemea de Sibiu. De asemenea, la expoziție vor fi expuse spre vânzare produse din lapte și carne, dulcețuri, miere și produse ale stupului, zacuscă și așa mai departe. Ziua de 1 decembrie este un bun prilej de a le reaminti consumatorilor savoarea gusturilor de altădată atât de apreciate de-a lungul timpului, motiv pentru care sunt invitați un număr cât mai mare de vizitatori să se alăture sărbătorii. Târgul va fi deschis de vineri până duminică între orele 10 și 17.